România se topește așadar la peste 40 de grade Celsius. Cel mai afectat este sudul, unde serviciul de ambulanță din capitală primește fără întrerupere apeluri. Peste 1500 de persoane au sunat în ultimele 24 de ore la 112. 150 de oameni au acuzat stări de rău în timp ce erau pe stradă. Unii dintre ei au leșinat. La orele prânzului, în Piața Unirii din București, este forfotă mare. Cei care reușesc să meargă pe la umbră suportă o temperatură de 35,9 grade Celsius. Haideți să vedem și doi pași mai la dreapta, în soare, cât arată termometrul. 46,6 grade Celsius. Aceasta este temperatura pe asfalt la soare în acest moment. Ne sufocăm! A trebuit să fie pe aici un chioș cu apă, să ne dea și nouă apă, nimic. Suntem oameni bolnavi, suferim de inimă. Cum faceți față caniculei? Foarte, foarte greu. Cum vă protejați? Este insuportabil de cald. Mă hidratez, beau multă apă, stau la umbră pe cât posibil. A fost nevoie să ieșiți pe stradă astăzi? Da. Greu. E cald și pentru cățel? Da, e cald, foarte cald. Cum vă protejați? Păi, apă. Și ieșim mai dimineața, dar astăzi am mai avut cumpărături. A fost nevoie să plecați de acasă, că altfel... Da, nu, am ieșit dimineața, dar am întârziat noi la cumpărături. Mare atenție în momentul în care plecați de acasă sau coborâți dintr-o mașină în care a mers aerul condiționat. Corpul poate suferi un adevărat șoc termic dacă diferența este foarte mare de temperatură. Iată, de exemplu, dacă mașina ne arată termometrul aproximativ 22 de grade Celsius, la nivelul asfaltului situația se schimbă, iar termometrul indică aproape 50 de grade Celsius.